Ați pregătit ghivecele și jardinierele pentru flori cu pământ bun de calitate? Să știți să nu puneți pământ decât 3 sferturi din cât ar putea să cuprindă un ghiveci. Aflăm sfaturi și de la Carmen Uscoiu, pe care am invitat-o, prietena noastră, și cu siguranță o să învățăm de la ea multe lucruri ca să ne bucurăm de flori și vara. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, sunt aici împreună cu prietena mea, Carmen, și draga mea, uite, pentru că ne apropiem de Paște, trebuie să avem grijă de curățenia spirituală, a trupului, cu curățenia caselor, dar ce facem și cu florile? Da, în perioada asta ne ocupăm și de flori, ce-i drept anul acesta Paștele este de vreme și toată lumea vrea să fie cât mai frumos, să-și aranjeze balcoanele, grădinile. În acest interval, noi pregătim jardiniere, vase rotunde, mai mari sau mai mici. Ne referim la vase suspendate, da? Dar nu neapărat. Adică putem folosi orice ghiveci. Păi ce frumos este! Cum se cheamă planta? Da, aceasta este plectrantus, o plantă care decorativă prin frunză și port. Face și o floricică, dar nu-i spectaculoasă. Albă, nu? Da, așa este. Micuța am ales-o pentru că mie îmi place foarte tare. Să-l curățăm puțin, nu? Ea simplă, decorează extrem de bine, dar putem să o folosim și în combinație cu alte plante, cum ar fi mușcatele curgătoare, de exemplu. Aha. Da? O să-ți arăt cum să așezăm o jardinieră. Pentru că marea majoritate, cei care nu au grădină, au balcoane sau pervazul de la geam și atunci pregătesc niște jardiniere pentru astfel de clienți. Și când vine iepurașul, trebuie să găsească o floare frumoasă la fereastră, nu? De Paște putem să punem și niște decorațiuni specifice. Sigur, data vorbim, viitoare. Bine. Vorbim. Așa. Da. Cum ți-am mai povestit legat pământul. De modul de plantare, da, pământul să fie cât se poate de afânat, să nu fie un pământ care atunci când îl strângi așa să rămână bolovan. Da, da, da. Nu, acela este un pământ cleios, îi spunem noi mai popular așa, un pământ care se leagă pur și simplu. Nu, plantele au nevoie de ceva mai afânat. Asta nu înseamnă că și coniferelor o să le placă ceva. Nu, coniferele au nevoie de punem un sol mai pământul? Dur. Te rog. Așa. Da, punem. Mi-e frică să nu greșesc tot timpul, mă ceartă Carmen. Greșesc, dar... Nu. Vreau să înveți vreau corect. Să învăț corect și cât mai multe lucruri. Este suficient. Deci nu umplem niciodată da. Vasul respectiv decât un sfert din adâncimea mult. Lui. Da? Da. De ce? Ca să nu fiu nevoită să scot sau să plantez mult prea în suprafață. Amintește-ți că ți-am spus să avem aceeași adâncime de plantare. Da? Da. Deci nu trebuie să mă duc nici mai jos, nici ca mai și sus. Apa pe care o punem să rămână, că așa ar cădea, nu? Apa. Da, evident. Așa. Deci întotdeauna și trebuie să am aici ce un centimetru. Ce-mi propui la jardiniera asta? O să-ți propun să facem o jardinieră numai din această plantă, da. Dar ea se poate combina și cu mușcate curgătoare, deci plante curgătoare cu flori. Uh-huh. Da? Și atunci o să fie așa o combinație. Uite, am aici un vas pentru tine cu țânțărică, spunem noi popular. Te rog să rupi o frunzuliță să vezi. Alungă țânțarii, da? Da, datorită mirosului specific. Miroase amir? Combinat cu... Uh-huh. Da. Da. Mie îmi place foarte tare. Amir, nu știu. Curge foarte lung. Înflorește? Da? Înflorește, dar înflorește mai spre toamnă. Ea este decorativă ca și acesta prin por și frunze. Și e compatibilă cu mușcata și cu... Da, da. Așa. E adevărat că atunci când facem combinații, trebuie să le alegem clar după criterii asemănătoare referitoare la apă, lumină, îngrășământ, da? Deci trebuie să fie asemănătoare. Le vom scoate din vasul în care au fost plantate. Nu trebuie să rupem asta. Nu. În această situație, planta are urgentă nevoie de schimbat vasul. Da? Aha. Când a format balot de rădăcină, da. Atunci ea are nevoie de un vas mai mare. Așa. Se alege, la cele curgătoare trebuie să ținem cont neapărat de partea în care curg. Da? Și atunci le așezăm în poziția în care curg ele. Vai, ce frumos da? E! Așa, de-abia aștept să facem jardiniera asta. Încă unul? La fel, vom face și cu dar acesta. Dar nici foarte înghesuite, nu cred că nu e bine nu, să pentru le punem, nu? Mărimea aceasta de jardinieră, două plante sunt suficiente, da. Pentru că au și ele nevoie de spațiu să se dezvolte.
Da? La fel, vom adăuga pământ ca și la mușcată, dacă îți mai amintești tu când ți-am arătat cum se plantează. Da, da, da. Într-un ghiveci mai mare. Da, da. Cu degețele două. A, așa, adăugăm pământ printre. Uh-huh. Cu apa... Tasăm în jurul balotului, da? Da, da. Deci nu pe balot, cum ai făcut tu. Da? Nimic n-a uitat. După care le scuturăm puțin, le așezăm. Așa. Udăm bine și le punem nu la insolație puternică. E adevărat, în perioada asta este tocmai bună intensitatea luminoasă. Deci nu e nici foarte multă, nici prea mică, da? Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru sfaturile tale de astăzi. Și acolo, ce avem aici? Aici avem mușcată curgătoare cu țânțărică, îți spuneam. Asta am pregătit-o pentru tine. Dragii mei, sunt atât de fericit în preajma florilor, în preajma prietenei mele și în preajma dumneavoastră, pentru că ne urmăriți, sunteți alături de noi și vreți să învățați și voi așa cum vreau și eu, și poate ne ajută Dumnezeu să devenim foarte, foarte atotștiutori.